Celebra Lidia Fecioru face declarații halucinante și a părăsit soțul în noaptea nunții. În cea mai importantă zi din viața ei a aflat că amanta bărbatului său este însărcinată, iar ce s-a întâmplat după e demn de scenariul unui roman. Ce vârstă ați spus da prima dată? La 18 ani. Oh, așa tânără. La 18 ani, la 19 ani am născut un băiat. La ce vârstă s-a terminat prima relație? La o lună după căsătorie. Nu cred. Cum să nu cred? Haide, Mia, cam păi stați un pic. V-ați căsătorit la 18 ani, dar la 19 ani l-ați făcut. Păi eram însărcinată când am plecat. Așa, ok, da. Pe vremuri ați dat divorțul cel mai rapid pe vremuri, că nu s-a prea, să zic așa, nu? Da, era cel mai repede pentru că eu am plecat în noaptea nunții acasă. A, deja? Stați un pic. Da. Ce s-a întâmplat? Bani de la bani? Nu, am depărțit o altă femeie care a venit mai însărcinată ca mine. Adică despre ce vorbim? Deci în noaptea? Numai că eu n-am suportat trădarea. Cum? A venit și v-a spus? Cum da, a venit și mi-a spus că ea nu vrea să-mi-l ia, doar ca să știu că am un, vor avea un copil. Wow! Și-a găsit un perfect moment să vă spună treaba și asta. Și momentul, da, l-a găsit perfect. Eu am fost și sunt întotdeauna, nu sunt zgârcită, apropo, și l-am dat. Reacția mea a fost simplă. I-am spus că nu pot să stau să fiu trădată la 18 ani. Dacă ai știi ce bătaie a luat eu de la mama a doua zi dimineață. A luat bătaie, pe vezi? Că eu zic că pe vremea așa deci mi-a dat mama o bătaie și am să vă spun un secret. Da. Mi-am luat bagajele și am fugit de acasă. Mama nu știa, că sunt însărcinată, wow. Pentru că eram însărcinată într-o lună de zile. Și am plecat de acasă, am plecat în Ucraina, într-un sat. Și 8 luni de zile am mulți vacile la fermă. Sunt puternică, îmi spun în fiecare zi, sunt puternică, dar te las să mă obții așa ușor, așa ușor. Cele 3 căsnicii v-au schimbat cumva? Foarte mult, foarte mult. În primul rând m-a schimbat că nu mai vreau. Nu mai vreți căsătorie? Nu. Nu spuneți niciodată, nu se știe. N-am spus niciodată nu, dar până a face compromisuri din nou, nu mai am nici vârsta să mai fac compromisuri, poate că nici timpul. Mulțumesc lui Dumnezeu, 57 de ani, mulțumesc la fel, nu e atât de ușor să mai faci compromisuri în viață, de aceea se spune că odată cu vârsta vine și mintea și când mi-ar da Dumnezeu mintea moldoveanului cea de pe urmă, știi? Dar poate nu trebuie să faceți un compromis, poate este o relație foarte frumoasă. Nu există, eu o să-ți spun, iubirea ține foarte puțin. Restul vieții de familie ține de compromisuri și interese. Poate că o să găsim câte o familie care după 50 de ani poate să-mi spună mie că ne iubim ca în prima zi. Într-un fel aș crede 5% din ceea ce se spune.